Salutare toată lumea, bine v-am fraților, la un nou episod de competitiv pe serverul lui Eduard22. Da, de ceva am zis că o să postez măcar două episoade pe săptămână de pe serverul acesta, să jucăm așa împreună cu abonații. Ce faceți, bă, băieți? Ia zi-mi ce zi, băieții? Ce și voi, salut, bă, că filmez. O, respect. Mamă, de știu cu aia că într-o zi am început să filmez bine, ăla nu cred că l-am pus pe YouTube, că nu se auzea bine sunetul. Dar cred că l-am un PC, nu știu, o să mă uit dacă l-am un PC video. Deci le-am zis la ăștia să le-am zis la băieții de pe server să zică salut. Frate, și au început tot să mă înjure, bă, nu știu ce au făcut, au colaborat dinainte, că nu erau hateri sau ceva, au început tot serverul să înjure, în puii mei. Bine, era târziu noaptea, mai erau încă vreo 10 playeri maxim, dar totuși au fost fani, în puii mei. Dați seama, hai, să te înjuri așa tot serverul deodată. Și eu n-am știut, e short? Hai că mă ocup eu de ăla de pe short. Da, s-a ocupat el de mine. Și da, deci acum câteva zile, bă, am fost abordat pe Facebook. Abordat, mamă, cât de mult spus. Mi-au trimis un mesaj pe Facebook și a început să-mi zică că a văzut ce fac pe YouTube și că de ce înjura așa și că Dumnezeu vede și că dalea și că o să ajung în iad. Și am rămas un pic așa, stai așa, în primul rând, ce credincios să se uite la mine? Și în al doilea rând, am primit multe întrebări de-astea, frate, ești ateu, frate, dar, băi, în primul rând, nu știu dacă religia mea sau în ce cred eu contează pe YouTube, dar, da, sunt ateu, pentru cei care tot mă întreabă, și, a, pui mie, nu știu, de ce îmi puneți întrebări legate de religie, că și la Q&A, m-am uitat la, în întrebări, frate, și sunt multe întrebări dacă cred în Dumnezeu și de-astea. Voi aveți altceva de făcut decât să îmi puneți întrebări de-astea, bă, serios. Da, sunt ateu, nu mă interesează de chestiile astea. Și nu că nu mă interesează că vai ce om rău eu și alea, dar eu prefer să ajut oamenii sau să fiu un om bun în general, ca așa vreau eu, nu că Doamne mă duce dracu și mă bagă în ciorbă sau mari de acolo în iad. Nu, frate, eu ajut oamenii sau sunt un om bun, bine, mare om bun ce eu aici. Dar da, eu am ajutat oamenii și când am mai văzut un om pe stradă și alea sau o femeie cu un copil ceva și alea, de exemplu, odată când veneam de la școală aveam vreo 2-3 sandvișuri și am dat toate sandvișurile la o femeie mai în vârstă cu copilul care stăteau în mijloc cu aia acolo, pe o stradă, în puii mei. Stăteau, nu știu cum să vă explic, gen, erau două benzi și în mijloc cu benzilor acolo era ca un fel de culoar de la de iarbă așa și ei stăteau acolo cu aia, cu copilul ei stăteam, în puii mei, în brațe. Și m-am dus și am dat toate sandvișurile, în puii mei. Deci asta înseamnă să fii om bun, nu să crezi în Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu și faci lucruri bune doar pentru că crezi în Dumnezeu și ți-e frică de el, aia nu înseamnă că ești om bun neapărat. Deci vă rog, încetați cu întrebările astea sau cu abordările astea că frate, de ce înjuri pentru că Dumnezeu vede? Frate, să mă vadă, în puii mei. Doamne ajută să mă vadă, în puii mei. Să vadă să se ia uite coaie, bă, nu mai vorbiți urbă că vă vede Dumnezeu, mă. O duce la dracu și vă bagă în ciorbă acolo. Bă, filmează Raul, frate, a spus ăla la tot serverul acum, să mor eu ce ne simți, bă. Și acum toți ăștia, ia, nu mai scrie. Ce nu mai scrie, mă? A scris ăla, Seba. Ce faci, bă, Ștefănuț? Bine. Jucăm Minecraft? Nu, a, gata, m-am supărat, bă, dacă nu joci Minecraft, m-am supărat pe tine. Gata, nu mai, am vrut să mă joc cu tine, așa. Păi e unul aici, coaie. Uite-l, mai aici, a luat. Uai, ce headshot i-am dat, mamă, frumos, o, frumos. Bă, mai e unul, coaie. Băi, ce naiba? Man, hello? Deci, v-am zis, nu mă mai întrebați de chestiile astea, pentru că I don't care. Poate există, poate nu există, eu oricum mă simt diferent la chestiile astea. Uite-l pe ăsta, coaie, bă, băiatule. Mă, mama e, ăsta e de la mine. Mă, mama e, mă. Man, please, speak normal. Don't injurate, man. Don't injurate, man. Why do you injurate? Uai, cât de prost joc, nu vine să cred. Bă, unde e? Unde e ultimul? Unde e ultimul? Ce zici și mie, unde e ultimul, vă rog? Și dacă mai aveți episoade... nu, stai, vorbeam pe voștia, scuze. Nu, vorbeam pe voștia din greșeală, păi mei, acum mi-am dat seama. Dacă mai aveți episoadele CS pe serverul Eddie, vă băieți, dați și voi aici un like, frate, strângem 500 de like-uri și dați și voi un share acolo să uite cât mai mulți la video ca să strâng banii de RTX 2080. Nu glumesc aici, chiar am glumit, nu-s cerșetor sau ceva. Și da, ați văzut și voi prețurile de la RTX 2080, bă? Deci le-ați văzut doar ce prețuri handicapate au plăcile astea video noi. Ia uite-l, mamă, nu. Deci, eu mă gândeam, bă, mare RTX 2080 ce o să-mi iau eu, mamă, mare 4K ce o să joc, mi-au și monitor. 4K mă gândeam eu. Nu, frate, e 42 de milioane un RTX 2080. Și nu că ar fi, că aș putea să dau banii, dar îmi e mie așa de banii aia, frate, că de 40 de milioane, 42 de milioane poți să-ți faci un PC care să ruleze GTA 5
plasitări medii. Hai. Sau să ruleze, nu GTA 5, că GTA 5 e un joc din 2015 totuși. Să ruleze, nu știu, orice joc cred că ar rula pe medium la 50-60 FPS-uri în calculator de 42 de milioane. Și o să dau 42 de milioane doar pe placă video, nu știu, pare rău de banii aia. Aș putea să-i fac un sistem de gaming la frate meu pe care să joace majoritatea jocurilor din ziua de azi. Deci, nu știu, mă doare sufletul să dau ție bani. Și mă gândeam să-mi iau un GTX 1080 Ti, că ăla e mai ieftin un pic, 30 de milioane. Nu știu, chiar nu știu, recomandați-mi și mie. Am văzut și plăci video de la AMD, dar îs praf. Deci, hai să zic că la procesoare sunt ok așa de la AMD, dar la plăci video să faci o placă video cu performanțe de GTX 1070 la 38 de milioane și să consume și 300 de W. Nu e ok, bă. Consumă cât două plăci video aproape placa aia video. RX Vega, nu știu ce era și n-am văzut. Ia uite-l pe ăsta cu aia. Bă. Vezi că mai e unul acolo, Chris, mai e unul acolo, în dreapta, kitchen. S-a dus în kitchen. Mă, kitchen. A, mă, ce bulanjul, le-am dat și info acum, deci... Și nu știu, mă, mi-e place că ăștia din America se plâng de prețurile lor. Deci la ei, un RTX 2080 Ti, deci ăla Ti... Ba nu, nu Ti-ul, nu Ti-ul, ba nu. Ăla normal, ei, de fapt. 700 de dolari. Adică ar veni 32 de milioane. Da, păi dacă ar fi la noi RTX 2080 ăla 30 de milioane, ar fi, cred că, din s-ar părea extrem de ieftin pe lângă ce prețuri avem noi, știi? Dar nu, într-adevăr, nu-i, că zic mulți, frate, ce hoții sunt ăștia de la EMAG, mai bine luați de pe Amazon. Nu e așa, ăștia de la EMAG și de la PC Gamer, alea pun plăcile video așa de scumpe pentru că e taxa vamală. Adică ei practic să le aducă din America în România, plătesc o sumă de bani pe fiecare placă video, din câte știu eu. Nu știu dacă las gen dacă, bă, stai cu aia, treci încă. Dar eu cred că pe fiecare placă video plătesc o sumă de bani și suma de bani e foarte mare, pentru că și placa video mi se pare că e după preț. Gen, dacă mă aduce o chestie de 700 de dolari, în România mă gândesc că și taxa va mai le vreo 100 și ceva de dolari, știi? Deci eu cred că e după preț chestia aia și asta zic, de aia se așa de scumpe în România. Dacă vrei să îți iei placă video ieftină, te duci în America frumos și consumi mult mai mulți bani așa, pentru că și bilet... Dar nici n-ai cum să duci în America, dacă numai dacă nu-ți pe la fundul oceanului cu un submarin să nu te vadă ăștia, în pula mea. Deci practic n-ai cum, deci mai bine plătești 150 de dolari în plus, sau cât ar veni taxa aia vamală. Te duci în minuți acolo cu rechinii, coaie, e unul aici. Nu-ți pe acolo cu rechinii, că nici n-ai cum să ajungi în America, că e peste ocean, în pula mea, și îți trebuie viză de aia din câte știu eu. Bă! Ah, fuck! Hai mă, voi ce faceți, frate? Eu omor pe jumătate de echipă și voi nu sunteți în stare să omorâți 3 oameni, bă, serios? Mamă, frate, dacă vrei să îți iei RTX 2080 la 32 de milioane, în loc de 42, te duci frumos în os cu rechinii, prin ocean, după aia o să ajungi în America, după aia, nu știu ce o să faci acolo, dar oricum, nu prea ai cum să faci răz de placa aia video mai ieftin. M-am gândit la toate posibilitățile, mă gândeam să not cu rechinii pe acolo, cu alea, glumez, nu m-am gândit la așa ceva. Nu, o să mă, acum o să mă, poate să vină un abonat nou sau ceva și o să credă că eu chiar așa de drogată. Ioi. Da, rip. Și cam asta, uite, frate, hai să vă arăt și eu aici ce prețuri au așa de la PC Gerich trăiți iar. PC Gerich, hai că facem așa. Deci, da, oricum mă gândeam să-mi iau, dar uite și GTX. Bine, eu pe GTX 1080 mi-l iau de pe Amazon, nu din România, că România e destul de scump. Dar mi-l iau de pe Amazon din Germania și pe Amazon din Germania e cu vreo 3 milioane mai ieftin decât în România. Și transportul e gratis. Uite frate, RTX 2080 Gaming Trio, da? Uite frate, 42 de milioane. Sau RTX 2080 Ti, 60 de milioane. Bă frate, trăivar familia voastră, ce faci bă? Hai să zic 25-30 de milioane, dar nu 60 de milioane, coaie! Păi de 60 de milioane îți iei o mașină. Și nu exagerez, 60 de milioane, 6.000 lei tu euro. Deci 1200 de euro, păi gândiți-vă că taică-miu lucrează la școala de șoferi, da? Bă, coaie, taică-miu are un Golf 4 din 99, cred că e. Da, cred că din 99. Ba, da, pe el 1200 de euro, îl folosește la școală, gen, că noi ca mașină de familie avem altă mașină. Dar pentru școală are un Golf 4 și Golf 4 e bun și ca mașină principală. Adică are 80-70 de cai, mergi ca lumea cu ea oricum. Dacă îți trebuie doar să deplasezi și alea, dar și la drum lung merge ok. Că... O mers cu ea acum, să nu zic așa pe unde, o mers cu vreo 170 cu ea la oră. Deci prinde și aia la 80 de cai și e o mașină foarte ok, n-are consumul așa de mare și 1200 de euro sau ceva, 1300 de euro a dat pe ea. Deci voi gândiți-vă, vă luați un Golf 4, mă. Un Golf 4 de banii de o placă video cu aia. Voi vă dați seama de așa sau nu știu cât e asta, e 1300 de euro știu că era. Bă, cu aia voi vă dați seama de chestia asta?
cât de scump, cât de scump au ajuns să fie plăcile video. Deci eu când mi-am luat GTX 970 ăsta meu în 2014, eu din 2014 am GTX 970 ăsta meu. Eu când mi-am luat 970 ăsta meu în 2014, un 980 Ti care era vârful de gamă pe vremea aia, era 27 de milioane și un 980-24 și un 970 ca meu 18 milioane era. Și eu am dat 18 pe meu fix atunci când a apărut. Vă dați seama, așa cum au ajuns un RTX 2070, că am văzut acolo prețul estimat la care o să fie $600. Aia înseamnă 25 de milioane. Și în România o să fie vreo 32-33. Deci voi vă dați seama de chestia asta, ce tâmpenie de prețuri au putut să facă ăștia. Și e și vina minerilor într-un fel, pentru că dacă acum GTX 1080 Ti-ul e 37 de milioane, 38 din cauza minerilor, ăia de la Nvidia n-aveau cum să scoată RTX 2080, care e la fel ca 1080 Ti-ul, la un preț mai mic. N-aveau cum, pur și simplu, trebuia să-l pun automat un preț mai mare decât 1080 Ti-ul, știi? Și de aia, într-un fel și din cauza minerilor, prețurile astea, că dacă nu erau minerii și încă erau prețuri normale la plăcile video, vă zic eu că... Vă zic eu că era acum lejer în pâine, îți luai un RTX 2080 în România la 37 de milioane, 36, vă zic eu. Dar s-au scumpit din cauza minerilor, frate. Și n-aveau cum să fac, am zis, n-aveau cum să facă un RTX 2080, care e la fel ca un 1080 Ti, să-l facă la, la un preț mai ieftin, știi, decât 1080 Ti. Că așa, practic, își lua toată lumea RTX 2080 și 1080 Ti ăla rămânea în stocuri, știi? În magazine, trebuie să-l facă automat mai scump, știi? Deci, practic, na, puii mei. Bine, GTX 1080 eu cred că e un pic mai ieftin decât 2080-ul. Nu știu, nu știu exact oricum, eu cred că mi-a 1080 Ti, chiar dacă nu merită atâția bani pentru o placă video, 36 de milioane, dar mai mult o fac că vreau să încep și alte serii de jocuri noi și alea pe canal și 970 mi-a nu prea mai duce mult. Am încercat acum să-mi bag un joc, nu mai știu cum se numea, pâine mei, ceva de strategie, deci nici măcar nu era așa de prin, mai știu, din 2017-2018, cu aici când îl deam Pultram Sacadam, pâine mei jocul. Bine. Avea și grafici de alea fătute în pui mei cu toate nb-urile și alea și probabil avea și miner, că era de pe Filist ciordit. Dar, mamă, boss, nimeni nu se pune cu raul boss. Dar, oricum, sau uite și la Call of Duty Black Ops 3, care nu-i joc din 2018, joc din 2016, cred, 2015-2016 pe acolo. Și până și ăla pe Ultram să cadează, frate. Bine, ăla nici nu-i prea optimizat, dar v-ați prins voi, nu prea mai duce mult placa mea video, pentru ce vreau eu. Deci de-aia vreau să-mi iau placă video nouă. Bă, dacă știți plăci video sau site-uri unde, bine, nu site-uri de alea, churiebeauty.com. Da, uite, de exemplu, pe amazon.de, vă arăt acum aici mare manevră, amazon.de, placă video 1080 Ti, este, eu vreau de la aia, de la Zotac, 705 €, da? 705 €, că nu mi-e încap în carcasă, că eu am water cooling-ul pus pe față și... Am maxim 22 de centimetri liberi, știi? Și asta cred că e vreo 22, nu știu cât e. 21 de centimetri, vedeți? Are lungime și mi-n cape la fix asta. Că practic eu am vreo 22 de centimetri liberi în carcasă, gen pentru placa video, că eu am water cooling-ul pus pe față și e foarte mare, știi? Și n-am loc, pur și simplu. 75 € turon. Ia uite, 32 de milioane. Și la noi în România e 38, cea mai ieftină e 38. Să vă rog frumos, că aia de la Zota cred că e vreo 42. Și da, cam pe asta aș vrea să-mi o iau, sincer. Bine, aici probabil zice că o să se bage în stoc, în curând. Only 20 more on way, deci o să mai și vină. De-aia, zic că adică merită mult mai mult 1080 eu decât 2080, pentru că, na, pui mei, v-ați prins voi, 2080-ul 42 de milioane, 1080-ul... Bine, doar pentru RTX-ul ăla plătești, practic, pentru chestiile alea, pentru tehnologia aia cu reflexiile, doar pentru aia plătești. Că placa video, cum ar veni aceeași placă video, numai că are ray tracing de ăla și are alt nume, 2080 în loc de 1080 cu aia. Deci cam asta e singura diferență între plăcile astea video. Aoleu, ia uite cu aia. Mama, ia să-ți iau toată echipa, dau ace. Dau ace cu aia, fii încă, dau ace. Eu dau ace, fii atent cu aia. Ah, fuck, nu eram atent, băi, mai ai și piciorul. Dădeam ace, frate. Ce să mai? Frate, vă dați seama cum cât de bine joacă ăștia. Uai, de gata, m-am convins de ce dau ei, frate. Shali, trăiți iar familia ta, ce rank ai, mă, de trage? Zici, tragi cu ținta aia, zici că vrei să-i faci contur în bun, ce vrei să-i faci? Da, frate. Mai poți să faci episoade cu competitor legit taking? Stai că nu te-am auzit, să fac legit taking? Da. Nu mai fac, frate, nu mai joc cu ecuri.
Doamne, deci... Îmi întreabă lumea în continuu, frate, faci legitaking, frate, nu știu, frate, nu știu ce. Dar am zis că nu mai joc cu hack-uri, frate, mi se pare o tâmpenie. O tâmpenie, nu mi se pare o tâmpenie, mă doare undeva, dar... Nu mi se mai părea mie funny, nu mai mi se părea mie deloc... Nu știu ce, nu știu cum să vă explic, nu mi se părea ca lumea. Am strike, frate, acum, că făceam live în fiecare zi dacă n-aveam strike. Am strike. Păi am făcut un video prin 2013, cum să zic, am Tasia Studio gratis și mi-am luat strike până. Deci că nu-i legal cum ar veni să arăți chestii de alea. Și mi-a dat strike. Stai că eu, acum a pus și ăsta. Și butonul ăla să vorbesc și mă cam încurcă când joc. Și oricum mai jucăm runda asta, stai că mă încurcă firul de la mouse. Și mai jucăm runda asta și închid și eu episodul, bă, că... Fați un pic să mă concentrez, am, că vreau să fac mai multe kill-uri, să rămân pe primul loc. Ah, da, da, scuze, scuze, n-am văzut cam bomba, scuze. Stai să-mi dau așa unde asta. Așa, tot vorbesc pe voi din greșeală, pui mi și... Iuză-l cu aia, bă, vorbește frumos. Stai, mă, mamaie. Mă, mamaie, mă, dar se aude cam încet, mă, mamaie ăsta, bă, nu înțeleg de ce. Eu vreau să se audă mai tare, mă, mamaie. Că ești extraordinar de prost. Bă, nu, Etili. Da, sunt multe efecte de astea și ăsta cu ești prost ăsta eu de pe un live. Când m-am enervat și am vrut să i-am zis la unul așa, chill, bă, prietene, vreau să spun în acest moment din ziua asta că ești extraordinar de prost. Și cam asta a ieșit. Asta că ești extraordinar de prost. Și e foarte șmichel, dar se aude cam încet. Nu știu, bine, m-auzeam și eu încet pe live-ul ăla, ăsta e adevărul, da. Mă, mamaie, mă. Uai, dacă de popular au ajuns chestia asta cu mă, mamaie, după cearta dintre mine și eu am flash, mă rog, cearta, că nu a fost cearta, că nu ne-am omorât între noi, dar... Altercația între noi, ce popular a ajuns chestia cu mă, mamaie, cu aia. Am văzut și pe live-uri la youtuberi că zic unii mă, mamaie, mă. Frate. Bă, nu, mi se pare oricum, sau și aia vorba mea cu frate, am ajuns destul de populară. Și asta e foarte ciudat. Da, e ok, mă rog, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezita să apăsați pe butonul de like la acest episod și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!